Vă salut, pasionați ai sporturilor extreme, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face un review la modelul CF Moto 450 scurt. După cum v-am obișnuit, o să facem un tur 360 în jurul ATV-ului. Așa. Este un CF Moto portocaliu. Ca și culori, mai există pe negru, albastru, camuflaj, cam astea ar fi. Ok, să începem cu partea frontală. În partea frontală avem farul cu halogen, semnalizări tot așa cu bec, doar semnalizările, luminile de fază scurtă, practic luminile de poziție, sunt cu LED. În rest, semnalizarea și farul principal este cu becul normal. Să le și pornim. Așa arată. Vedeți? Semnătură luminoasă LED. Fază de drum, fază lungă și semnalizarea. Asta este faza lungă. Asta este faza scurtă. Așa. Și arată cu becurile stinse și doar cu semnătura luminoasă LED. Și o să mai punem și avarile. Să vedeți. Și o să mergem și în partea din spate ATV-ului, tot așa semnalizări pe bec. Clasic. Frâna tot așa bec clasic. Bun. În partea frontală avem și radiatorul. Troliu, tot așa 1360 de kg. Același sistem de blocaj. Lock și free, cum este denumit. Suspensiile sunt clasice, fără tub de gaz. Grupul față. Și cardanul acolo. Așa. Parte de cauciuc cu și jante. Avem 25. Ca și dimensiuni, 25, 8, 14, de jante pe 12, cu sistem de frânare disc, sistem de frânare pe disc, avem și aici protecția discului în spate. Ok. Partea laterală. Acces la jauja de ulei. Tot așa prin culisare. Mare atenție când deschideți să culisați, să nu trageți, pentru că cauciucul poate să rămână aici, iar în momentul în care împingeți înapoi pentru fixare, să vă pice cauciucul aici în spate, să-l pierdeți. Deci cel mai sigur, așa prin culisare, și apăsăm aici sus. Bun. Partea de comenzi. Suntem oglinda. Oglinda clasică.
diferențialul blocabil spate, buton diferențial blocabil spate, 4x4, diferențial blocabil față, accelerația, paneta de frână, avem tot așa și la picior, frână, carcasa care protejează șurubele bordului, bordul, kilometri, trip, rotații pe minut, ore de funcționare, încărcarea bateriei. Aici afișajul de 4x4. Deci în momentul în care e decuplat, ne dispare desenul cu puntea față. Plus indicatoarele de ulei, treaptă de viteză și eventuale erori. Troliu, out, in, semnalizări, pornire, butonul de pornire, butonul de faruri, comutator, fază lungă, fază scurtă, oprit, avarii, claxon, pompa de benzină, ton pompă de benzină, cutia de viteze, treaptă de forță, treaptă de fugă, H, neutru, marșalier, parking. Avem și aici prize, priză de 12V și o priză de USB, cu două USB-uri. Așa. Aici șaua, este modelul de o persoană, modelul scurt, nu avem spătar, nu avem șaua lungă, plus prelungirea scăriței, grilajul metalic, stopul spate, aici un compartiment de depozitare, chiar încăpător. Cârligul de remorcare, sistemul de suspensie, o să iau iarăși lumina LED, să putem vedea mai bine. Suspensiile sunt independente și pe spate. Aici avem priza pentru remorcuță. Grupul spate, crucea cardanică, partea de rosijante spate, dimensiune roată 25-10-12, sistem de frânare pe disc și în spate. Deci se vede sistemul de suspensii independente din acest unghi, se vede mai bine. Eșapamentul. Și cam atât. Aici în partea din spate. În lateral avem transmisia pe curea CVTEC, o transmisie canadiană, pe cum se poate și citi, e scris foarte mic, nu știu dacă pot să focalizez, nu știu sigur dacă se vede că e foarte mic scris, așa, oricum o transmisie reușită. Populară în rândul ATV-urilor.
Și cam ăsta este 450-ul. Scurt, CF Moto, GeForce 450 scurt. Vă mulțumesc pentru vizionare și până la un următor video, mulți kilometri petrecuți în off-road fără evenimente.